Iar acum intră în ring unul dintre... Stai că mi-a căzut și la valiera cu puterea minții a lui Măgilă. Oameni buni, ne intrăm acum, intrăm în ring cu unul dintre cei mai crunți adversari, și anume prietenul nostru, nimeni altul decât Andrei Stoica, iar el la rândul lui era un adversar cum n-am mai întâlnit vreodată până acum, și anume sosurile picante. Și spun că am intrat noi în ring cu el, că dacă nu-i place, să vezi ce bătaie ne luăm. Eu fug repede, am ușa în spate aici. Da, haideți să vedem dacă face față la asemenea adversar, și anume sosul picant, luptătorul campion Andrei Stoica. Salutare, salutare. Salut și bine ai venit. Ușa, că așa e frumos. Salut și bine ai venit la mulți ani. La mulți ani, nu te-am văzut de mult. Și nici ce faci? Ești bine? Bine, am acceptat și o provocare asta până la... Nici nu știi ce te-ai băgat. Da, știu. Haideți să vedem. Dar îmi plac provocările. Cum stai cu mâncatul de iute? Nu prea bine. Nu? Nu prea bine. Am înțeles că sunt foarte iuți. Și adică mi s-a sugerat, vezi să răspund la toate întrebările. Păi altfel... putem să facem bani, dar asta ce faci? Cum ai început 9 ani? Cu lapte, nu? Cu lapte? Laptele se spune că e din iuțeală. Cum ai început 9 ani? Aduceți mai mult atunci. Cu antrenament. Eu sunt în pregătire pentru meci. În februarie mă deplasez tocmai până în Thailanda. Un meci foarte important în cariera mea. Și... cu antrenamente. Cum poate să înceapă altfel un luptător decât, cu anul, decât în pregătire? L-am văzut și pe TJ Miles, a ajuns la emisiune, o să ne cânte în câteva momente. Prietenul nostru TJ Miles, l-am văzut de fapt pe Bogdan, omul care e cu TJ Miles, și apoi l-am văzut și pe TJ Miles, care stătea frumos acolo lângă palmier. Imediat ne întâlnim și cu el. Dar până atunci, hai de la sosurile picante. Lucrurile sunt în felul următor. Întrebarea o citești în gând, da? Răspunsul dai cu voce tare, indiferent ce ar fi. Dacă... deci tu dai numele indiferent ce ar fi. Dacă mănânci iute, rup întrebarea și lumea nu știe de ce ai dat numele ăla. Am înțeles. Dacă nu mănânci iute, citesc întrebarea și lumea află. Ia uite prima întrebare. Ce repede mai luat, a? Ia să vedem. Ia. Citește un pic așa și să nu se vadă la cameră, ca să fie... trebuie să dai un nume, a? Și am pus, uite, o picătură. Doamne ferește. Ce că-ți vezi ce bătaie ne luăm noi după rubrica asta? Doamne. Stai un pic să-mi am... Să știi că l-am avut și pe Moroșan aici la sosul picante și pe Eftimoaie. Am scăpat fără bătaie, dar nu știm cu tine cum o dăm până la urmă. Eu am înțeles, am înțeles. Ia. Voi fi eu drăguț, dar sunt și anlaibii câteodată. Ia hai să vedem. Ce așa, răspuns să vedem, avem hai acolo? Să vedem. Dar trebuie să dai răspuns orice ar fi. Trebuie să dau răspunsul, nu? Da, orice ar fi. Orice ar fi? Da. Și dacă rup întrebarea, lumea nu știe de ce ai dat răspunsul ăla și mănânci iute. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Stai un pic să mă gândesc că... în general... dăm un nume. Da. Un nume, un nume, un nume. Hai să vedeți pe luptători cum sunt ei așa curajoși, mă, cum imediat, pac, pac, hai! Am înțeles. Andrei Stoica, sosurile picante, 2023, începutul anului. Băi, mi-e destul de dificil că nu prea... poți să dai două, trei nume atunci. Două, trei nume? Da. A, două, trei nume. Am dacă înțeles, ți-e mai ușor, două, trei nume. Dacă am nu, înțeles, un nume. Am înțeles, hai. Am înțeles. Hai, Andrei. Cunoscut sau nu știu. Da, pe normal, să știe lumea despre ce e vorba. Nu am înțeles, am înțeles. Mamă, zici că i-am dat nu caut din prima. Citesc întrebarea? Nu, dai numele și apoi hotărâm dacă citești întrebarea. Zi numele. Am înțeles, am înțeles. Să zic numele. Necunoscut, cunoscut. Habar nu am, cunoscut, cunoscut. Da, cunoscut de toată lumea și de țară întreagă. Nu am, din ăștia cunoscut, din ăștia cunoscut, n-am ce nume să dau. N-am. Zi. Era Marcos Bela. Marcos Bela? Da, da. Nu-l știți, pentru că... păi poți citesc întrebarea? Păi dă-ne ceva să știi. Păi și scrie aici, uite aici. Fii atent. Și așa, și așa. A, bravo, da, uite. Da, 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 exact. Hai. Hai, dă, hai, dă nume, hai. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Hai, Andrei! Băi, Ionuț Iftimoaie. Ionuț Iftimoaie? Da. Mănânci iute și lumea nu știe de ce ai zis Ionuț. Nu mănânc iute, nu mănânc iute, da, citesc, da. Citește, zic. Care crezi că este cel mai slab luptător profesionist cunoscut din România? Deci, în opinia ta, cel mai slab luptător profesionist cunoscut din România, Ionuț Iftimoaie? Da. Și n-ai mâncat iute? N-am mâncat iute, nu trebuie să mănânc, nu? Păi nu, de asta zic, era alegerea ta. Da. Opa, Iftimoaie care e la Survivor acum, nu? Da, e plecat în Dominican. Da? Da, a plecat la Survivor. Baftări, n-am nimic cu el, dar ce vrei? Acum stăm și noi, ne uităm în spate la performanțele luptătorilor, vedem cât de
cu ce promoții au semnat, în ce gale s-au luptat și după aia ne dăm cu părerea. E simplu ca bună ziua. N-am nimic cu el, Doamne ferește, că e băiat de treabă, e băiat ok. Bun. Dar acum dacă luăm pe ăștia cunoscuți care sunt puțini... Ionuț Iftimaie, deci a câștigat răspunsul la prima întrebare. Avem poza cu el, să-l salutăm. Încă nu plecase în Dominicană. Uite, deci lucrurile astea îi le spui și... Ciuca, ai pus poza? Da. Păi ai lucrurile astea îi le-ai spus practic și lui Ionuț, da? Uite cum se uită la tine. Nu, de fapt se uită undeva în sus. Hai. Așa. Să nu se vadă. Oh, să nu se vadă. Dar aici dai răspunsul repede, hai. Hai să trecem și la alea mai grele. Dorian Popa. Dorian Popa? Da. Citești întrebarea sau mâncăm iute? Da, citesc. Citești întrebarea? Da. Dacă aș putea să dau un pumn în figură unei persoane din showbizul românesc, fără să se știe că tu ai fost și fără să existe repercursiuni, care ar fi acea persoană? De ce? Băi, hai să spun povestea, fii atent. Ieșisem de la fermă, ne-am întâlnit undeva într-o spălătorie la un mall din capitală și a venit la mine și mi-a zis că i-ar plăcea să facă un story cu mine în care să spună câteva cuvinte, că mă apreciază ca așa. Ideea e că la ceva timp ne-am mai văzut la un eveniment munden și într-o toaletă tot din același mall, până s-a făcut că nu mă vede. Dar poate nu te-a văzut, mă, că e super băiat. Băi, adevărat, nu m-a văzut, dar pentru asta trebuie să-l pedepsesc. Și dacă pot să-i dau și un pumn în figură fără să știe că am fost eu... Am înțeles. Dar Dorian, la modul ăsta, cred că e cel mai de bun simț, mă. Știu, salută pe toată lumea. Știu. Dar trebuie să-l pedepsesc, pentru că nu m-a văzut, da? Perfect. Haideți să vedem mai departe întrebarea următoare. Bă, hai că ai început să înțelegi cum e treaba și merge repede acum. Ia să vedem, întrebarea 3. Dar te mâncă și uite. Asta n-am pățit-o. Sigur? Asta chiar n-am pățit-o. Adică, da, se știe. Bun, perfect, gata. O rupem. Ia să vedem, a patra întrebare. Deci întrebarea 3, oameni buni, nu s-a întâmplat, rupem, nici nu mai citim. Îți place întrebarea asta? Nu înțeles, nu înțeles. Andrei Stoica, luptătorul care pleacă în Thailanda. Andrei Stoica și pe Instagram și pe Facebook. Eu să știți că bag asta acum cu social media ca să se gândească omul aici. Să nu fie un timp de la mort așa să... Poți să spun? Da. Elena Chiriac. Mănânci iute? Nu. Citești? Citesc, da. Ia zi. Ești nevoit să pleci pe o insulă pustie pe termen nedeterminat și trebuie să alegi o singură femeie din showbiz care să te însoțească. Pe cine alegi dintre Ana Maria Babei, Anda Adam și Elena Chiriac? Și? Pe Elena Chiriac. Poate să fim doar noi doi, poate stau de vorbă cu ea și o conving să vorbească și ea frumos la adresa mea. Okay. Da, întâmplător am auzit că vorbește foarte urât la adresa mea, un om care consider că am fost într-un reality show împreună și am jucat jocul și văd că a păstrat ranchiuna. Probabil că îi se trage de la taică-su ranchiuna pe care mi-o poartă. Mamă, deci Andrei, mă, deci... Dar ai dat-o frumos, adică să... Păi da, poate eu fac să-i schimbe părerea, nu? Ia să vedem. A cincea întrebare. Hai că e bine. A, ce ușor. Poți să mănânci și uite aici. Am înțeles. Deci, te-am pus să mă gândesc. Mamă. Mi-ar plăcut să am și niște variante. Nu. Aici mergem pe varianta unică dată de tine. 3, 2, 1. Răspunsul lui Andrei Stoica este... Îmi plăcea la un moment dat foarte mult de ea. Așa, ca persoană, clar. Dar trebuie să răspund, nu? Nadine. Citesc? Tu o hotărăști. Sau mănânci uite. Poftim? Sau mănânci uite și atunci lumea nu știe de ce ai zis Nadine. Nu. Citesc. Sigur? Da. Poate se uită soția. Se uită soția, e cu ochii pe mine, dar... Ce să-i fac? Da, te ajută prima parte, da. Dacă n-ai fi căsătorit. Dacă nu aș fi căsătorit... Deci, dacă n-ar fi căsătorit. Cu ce vedetă din România aș vrea să am o aventură de o noapte sau relație? Deci crush-ul tău a fost Nadine.
Eu mi-a plăcut de ea la un moment dat. Frumoasă, la, frumoasă, da, femeie drăguță, frumoasă. Uite aici. Da, frumoasă. Acum Andra îmi pare rău ce să fac. Da. Dacă nu eram căsătorit. Dar ea știe? Știi că îmi plac femeile, nu sunt... Dar ea știe că ți-a plăcut de Nadine? Da, da, știi. S-au aflat acum? Nu știi. Știa, da? Nu există... Ia să vedem. Ia să vedem. Întrebarea cu numărul 6? Asta și înainte de, de căsătorie. Ce, să căsătorii de când... Bă, asta chiar nu are sensul că nu s-a întâmplat. Da, și se uită și ea la televizor și mai bine rupă. Nu, oricum se uită la televizor, dacă vrei eu citesc. Nu, dar îți dai răspunsul. Cu nimeni. Nimeni? Cu nimeni, da. Dacă a avut vreo aventură, asta era întrebarea, și presa n-ar fi aflat cu nimeni. Și întrebarea cu numărul 7, ultima, haide să vedem. Ia să vedem. Poți să ștergi ultima persoană ca fiind nominalizată, ca să nu fie nominalizată. Am înțeles, am înțeles. Atunci din primele două. Da. Cristi Mitre. Vrei să spui de ce? Da, cu sână. Vrei să citesc mai întâi, citește. Da? Ești pe o barcă în mijlocul oceanului și ca să te salvezi, pentru că barca se scufundă, ești nevoit să arunci un membru al echipajului peste bord. Pe cine arunci dintre? Cristi Mitrea, Cătălin Morușanu sau Ionuț Iftimoaie? Uite, eu nu zuteam aruncat, vezi? Băi, l-am aruncat pe Cristi, că eu știu că e foarte, un băiat foarte prietenos, sociabil. Da, ăsta se împrietenește și cu rechinii. Uite-le acolo. Coleguțul. Deci l-ai dat la rechini? Doar la rechini le face imediat, le face strangulare. Imediat găsește, că știe Brazilia în jiu-jitsu. Am încredere în el. Foarte bine, deci Andrei Stoica, oameni buni, a fost la sosurile picante. Și îți mulțumim. Și n-ai mâncat deloc, da? Și n-ai mâncat deloc și ai fost, da, și super. Adică ai înțeles jocul. Ai să înțeles? Se consemneze, vă rog frumos, că eu n-am mâncat deloc. Și am fost un băiat foarte sincer. Spune-mi, ce, anul ăsta cum l-ai început? Cu antrenamente? Da, ți-am zis, cu antrenamente. Așteaptă o perioadă destul de grea, na, e normal. Și pleci în Thailanda, da. Cât timp? O săptămână sau 10 zile, ceva de genul. Când ai meciul? Pe 25 februarie. Le ținem pumni fix după Dragobete. Da, după Dragobete le vorbesc pe 24, pe 25. Îl bați pe ce? Pe thailandez? Cu cine? Nu, e albanez. Păi de ce v-ați dus până în Thailanda? Nu puteați mai aproape? Păi ne plictiseam prin Europa. Păi. Nu, eu sunt semnat cu One Championship, e o promoție foarte mare din Asia, printre cele mai mari, de fapt, din lume. Și e în zona asiatică, țin mai mult. Eu, în ultimul timp, m-am mutat mai mult prin zona asiatică. Am văzut toată Asia. E un meci greu? Da, e foarte greu. Acolo toți sunt buni. Numai elita luptă acolo. Stai baftă, am înțeles. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc, mulțumesc. Andrei Stoica, oameni buni, căutați-l pe Instagram, căutați-l pe Facebook și țineți-i pumnii la meciurile pe care urmează să le aibă. Îți mulțumim mult de tot că ai venit. Și eu vă mulțumesc. Ne întâlnim cu TJ Miles imediat. Mergem și prin Tanzania, nu? Sau unde mergem, Ciucă? În Tanzania. Dacă mai avem timp să mergem în Tanzania, vedem. Vedem. Ideea e că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Andrei, mulțumim. Ne întoarcem.